Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Așa cum v-am obișnuit, astăzi avem sport secrete și vedete. Și dacă, în general, erați obișnuiți să vă întâlniți doar cu mine și cu Diana Enache, după fotbal, teatrul este una dintre pasiunile și a lui Ionus Florea, care este astăzi alături de noi. Și pentru că deja am dat așa un mic indiciu, de la teatru, la film și mai ales în lumea comediei, Cristi Toma este alături de noi astăzi să ne facă să zâmbim. Bine ați venit pe la noi în sufragerie! Despre fotbal să vă întrebăm? Bună ziua și bine v-am găsit atât pe dumneavoastră cât și pe trei spectatorii dumneavoastră. Și să vorbim despre ce doriți dumneavoastră. Eu mă pricep foarte bine la fotbal după ce o țin pe genunchi, eu dau fix pe lângă poartă. Pe ce parte toată, toată, lumea a to început la fel. Știți că toată lumea să bine. bă, dar ai reușit să o ții pe genunchi. Da, și de ce le-ai băgat-o poartă? Nu știu, bă, a E eu complicat. Nu, eu nu, eu despre tine. O vorbeam că ești invitatul nostru extra surpriză asta, să spunem așa, pe lângă vedeta zilei de miercuri. Îți mulțumesc tare, tare mult de data aceasta, Alice, că m-ai invitat alături de Toma, pentru că este un actor pe care îl admir extrem de mult și este o onoare pentru mine să fiu alături de domnia sa live aici în platou. A, nu mă las cu domnia sa că... Că ne supărăm. Nu, am râs până acum în spate și acum am devenit serios. Deci, de obicei, prietenii spun maestre. Asta e altă discuție. <laughs> <laughs> am vrut să ce maestre, să-și le stat așa pe limba. Am zis că totuși arăți încă târnă. E, nu... <laughs> nu, nu sunt eu după nu umblu, nu sunt mare vânător după astfel de lucruri, nici nu mă interesează. Îmi place să fac oamenii să râdă, să zâmbească, pentru că râsul este o terapie a sufletului și a minții și atunci dacă reușești să faci lucrul ăsta, înseamnă că ești răzi la Dumnezeu să mergi mai departe și să aduci buna dispoziție pe echipul oamenilor. E un mit sau o realitate că, în general, actorii care sunt destinați a fi actori de comedie sunt amuzanți încă de mic? E adevărat? Într-adevăr, dar să știți că sunt și foarte triști ca oameni, în sensul că a, comedia este făcută din, din suferință, o să râdeți. Și vă dau un exemplu. Ați văzut că și în filmele lui Charlie Chaplin și al lui Stan și Bran se întâmplau foarte multe lucruri pe agresivitate, ca să zic așa. Și oamenii râdeau. Alunești pe coază de banană, te împiedici și cazi și îl mai râde. Primul impact este este, că așa se întâmplă, asta e natura umană. De unde ne vine chestia asta, reacția asta de râs înainte de a ajuta omul să dice de jos, nu știm să explicăm, dar asta e primul impuls. După aceea te gândești, domnule, te-ai lovit, să-l întrebi, te doare, curge sânge, să te duci la salvare, dar cam asta e. Dar râsul sigur că nu doare, râsul este binevenit bine oricând și aștept să mă întrebați. Eu unde s-a născut pasiunea pentru actorie. sau dacă a fost prima, pentru că mai aflăm uh, povești din care au vrut să fie medici, au vrut să fie ingineri și la un da, moment să dat s-au trezit și artiști. Și eu cochetam cu stomatologia, ca să zic așa. După care ușor ușor m-am dat seama că uh, ceva mă cheamă către mai mult Către zona asta către scenă. Și atunci am uh, zis să mă risc. Dar cum ți-ai dat seama? Adică? Eu nu mi-am dat eu seama, tocmai că și-au dat alții seama și m-au îndrumat. Că la vârsta la care eu funcționam atunci, o destul de fragilă, 14-15 ani, nu realizez că tu faci lumea să râdă. Că... Dar îmi plăcea să fac chestia asta. O făceam uh, involuntar, să zic așa. Nu neapărat uh, cu o tematică anume. Indiferent ce făceam, uh, eram destul de haios și atunci oamenii râdeau. Și uh, ușor, ușor uh, mi s-a... Nu spui chestia asta poftă asta de a fi actor și m-am riscat, am dat la facultate și ce să vă zic, am ajuns la un studio. Și așa repede? Păi, da. și noi ce vorbim aici o oră? Păi adică asta am, a fost la și un sfert în loc să luăm pauză de publicitate. Și zice, pa, la revedere și dăm publicitate în lup până la următoare. Suspansul de noi e cel mai important. Exact, până la știri. Da. Da. Demnă Dulescu, unul dintre marii comedienți ai acestei țări, spunea la un moment dat că totul îi datorează lui Sica Alexandrescu, cel care l-a descoperit și l-a adus pe scena Teatrului Național Bucureștean, când nu era nimeni, l-a șlefuit și l-a făcut mare. Există și în cazul dumneavoastră o persoană care să-i fiți recunoscătoare pentru că a descoperit acest talent pe care dumneavoastră l-aveți și cu care ne bucurăm astăzi în Categorii da, categorii, da, au fost mai mulți oameni care m-au uh, uh, șlefuit în sensul ăsta și trebuie să-i amintesc pe toți aici. Prima persoană care m-a descoperit și care m-a încurajat uh, este un actor uh, încă tânăr, Marian Ghenea se numește, este actor și este directorul Centrului de Cultură, conduce Centrul de Cultură de Ion Manu din uh, Otopeni, orașul Otopeni, un centru de cultură pe care l-a pus la punct uh, domnia sa și l-a făcut să scripească se întâmplă foarte multe evenimente culturale acolo, după care, ulterior, l-am cunoscut la facultate pe maestrul meu Ion Cojar, celebrul uh, regizor și pedagog uh, Ion Cojar, după care, ca să zic așa, am colaborat la catedră, că am fost uh, 19 ani asistent universitar uh, al doamnei Margareta Pogonat, celebră actriță și uh, profesoară de teatru, doamna Margareta Pogonat. Sigur, acolo m-am întâlnit și cu Vlad Rădescu, un alt actor și un alt profesor minunat, pe care îi salut pe domnul că doamna Margarita nu mai există. S-a stins de ceva timp și am avut o colaborare de 15 ani la catedră cu domnia sa, și de la care am furat foarte multe lucruri, că meseria asta se fură, ca să zic așa. Dacă aștept să învețe cineva ceva, nu o să primești niciodată nimic. Și toți te sfătuiesc să fii atent și să furi cât poți. Și se pare că eu am fost puțin mai atent și am furat. Cât mi-au mi căzut și din buzare. Am furat de tare încât acum dau și la celor, tineri, celor tineri actori pe care i am la mine în companie. Că de 18 ani am format această companie de teatru independentă, cu actori tineri. Există o diferență de vârstă între mine și ei, de 15 ani, de să zic așa, de, nu neapărat de gol, ci de experiență profesională a mea față de ei. Și am format această trupă cu un număr impresionat de forțe artistice, vorbim de cinești de actorii profesioniști, cu Patalama, care uh, joacă în diferite spectacole în această companie, un număr de 18 spectacole, atât de copii, divertisment și de teatru pentru adulți. Și amintesc aici cu ocazia asta, dacă tot discutăm despre treaba asta, pe data de 25 octombrie, la orele 19, la sala Dales, avem un spectacol de comedie, o comedie bulevardieră, cu cinci actori importanți. Acest spectacol a fost semnat și regizat și produs de colegul și prietenul meu, Mihai Baranga, care interpretează un rol important în acest spectacol. De asemenea, Arlinda Morava, care este o interpretă de operă și operetă din lumea artistică-muzicală, și este atașat cultural la ambasada Albaniei colaborează cu noi în acest proiect și la un alt proiect de la Sala Arcub, la, în spectacolul Cheful Suprem, în regia lui Beatriz Rancea. Dar în spectacolul pe care am pomenit cu nimic în scapă, mai evoluează și Andra Iulia Stocescu, actriță care este și la mine în companie, Claudiu Maier, la dublură cu Andrei Vasilescu, un alt actor pe care îl vedeți pe cele de socializare și la mine în companie, în foarte multe alte spectacole. Și sper că i-am amintit pe toți. Cei cinci actori interpreții din spectacolul Niminus Cap. O comedie absolut savuroasă, scrisă în 1929 de A.D. De Hertz și care este atât de actuală, parcă a fost scrisă cu două zile. Este un spectacol care a luat și premiul de comedie, premiul publicului de la, la festivalul de comedie de la nu mai știu în ce an s-a ținut acest festival, acum câțiva ani în urmă, la Buzău, unde au venit foarte multe trupe și au jucat și noi am ținut acest premiu special al publicului. De asemenea, avem un alt proiect în derulare, în pregătire, cu de, 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 de această dată un spectacol amplu, greu, complicat, o piesă destul de complexă și la, la fel de mare și de celebră, vorbim de Dale carnavalului al lui Ion Luca Caragiale, pe care o să o susținem în, în, ca spectacol invitat în data de 2 noiembrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești, este în cadrul festivalului de teatru, chiar cu numele autorului, Luca Caragiale. Și am avut această onoare și această plăcere să fim invitați de asociația care se ocupă de, am uitat numele, îmi cer scuze, mă fac și de ca să zic așa, o asociație importantă care sper să mă iete pe această cale din cauza emoțiilor, că sunt trei, uitați-vă și asta, sunt trei, sunt încolțit, ce să zic mai mult, când întorc capul pe stânga, mă simt privit, aici pe dreapta sunt încolțit, și pe unde să scurcăm așa? Uh, sper să facem o figură frumoasă, e o distribuție mare, numeroasă, cu actorii mulți, celebri, uh, talentați. Și va fi un spectacol uh, absolut uh, minunat și savuros, la care vă invit și pe dumneavoastră și pe publicul spectator și cei de, de la Ploiești, dacă vor fi acasă, să vină pentru că intrarea va fi liberă. Deci să lasă sarmanele să vină la spectacol. Da. da. <laughs> Gata, am spus tot. Ai spus, ma, ma, mai am cu de spus de apă că mai am spus. la 1900 acum, ca să știi. Mai am de spus. Păi ai mai avea de spus, să ne spui exact care au fost pașii. Pe mine mă interesează să știu care au fost exact pașii de când ai fost pentru prima oară pe scenă. Că, ok, pe ce ai lumea să râd, asta am înțeles. Dar când a fost impactul cel mai serios pe care l-ai avut în uh, Să știți că o să râdeți, dar înainte să mă înscriu la această competiție artistică, nu cred că reuși să văd la vremea respectivă, vorbim de perioada comunismului, comunismului pardon, uh, nu cred că reuși să văd vreo două spectacole la teatru Capcombe. ca spectacol de teatru live, să zic așa. Uh, pentru că așa era o le vedeam foarte mult la televizor. Nu, nu ne permiteam uh, nu avem nici posibilități financiare și nici cine să te ducă, să te la vremea respectivă. și Dar ulterior, am, eu sunt generația de după Revoluție care am intrat la facultate. Eram, am făcut armata, stagiul militar, un an și jumătate și după ce am revenit și am dat la admitere. Și am fost admis. Oamenii asociau numele meu, Cristi Toma, cu un nepot sau o rudă de-a lui Toma Caragiu. Bineînțeles, nu are nicio legătură, nicio... este absolut o coincidență de nume. Și nimic altceva. Dar prima apariție a mea pe scenă a fost într-un spectacol de, de la Facultatea de teatru, unde am interpretat un rol important în dramaturgia universală, vorbind de Luca din azil de noapte. Și mi-a fost atribuit de către profesorul nostru de care am amintit mai devreme, domnul profesor Ion Cojar. O sarcină grea, importantă, pentru că personajul ăsta este un personaj complex, greu, cu o maturitate specială, și atunci, eu fiind cel mai uh, greu din promoția mea, a trebuit să-l interpretez eu. Eu zic că am uh, interpretat destul de bine la vremea respectivă, pentru că s auzea și ceva răsete în sală. Am jucat la sala Giulești, fost a, Giulești, acum actualmente cu, cu Opera Comică de la Giulești, de lângă Stadion. Culmea, ce să vezi, teatru lângă stadion, păi da? ca să îmbinăm arta culturală cu Teatru cu a... lângă stadion și exact. lângă Ionuț, să știți. <laughs> lângă Ionuț. Deci Nimic nu e întâmplător. Da, cam asta e. Și după care uh, bulgările de zăpadă a început să o ia la vale. Și a luat la vale și... Dar ce pot să vă spun este că ce nu m-am văzut făcând în această profesie a mea, eu m-am pregătit doar să fiu actor. Nu m-am văzut nici la catedră, nici să țin bagheta să conduc niște actori, indiferent că sunt tineri sau mai maturi sau mai știu eu cum, nici să fiu manager de companie și nici să fiu impresar și nici să fiu altceva, producător de spectacole mai ales. Și uite că viața m-a dus exact acolo unde uh, am stăpânit cel mai puțin lucruri și numai că am reușit, am și performanță, să zic așa. Am lăsat niște actori, oamenii cunosc de aici, din aceste spectacole ale noastre, Vorbim de doi bombalansoare în care Andrei Vasilescu cu Andrei Lasucescu joacă două roluri importante în piesa lui William Gibson. Vorbim de Dale Carnavalului, unde la fel Andra joacă Misa Andrei, că și așa mai departe. Mai este și Mihai Căpățână, un alt actor important la noi din companie, care uh, el este din altă promoție. Și pe Andrei și pe Mihai Căpățână i-am avut la aceeași clasă cu doamna Margareta Pogonat în promoții diferite. Uh, deși ei sunt foarte aproape de vârstă numai că Andrei a mai târziu la facultate. S-a decis mai târziu să. Uh... Deci, te-ai selectat cumva? Uh, nu, Eu nu am selectat oamenii, așa au fost. Uh... Așa s-au așezat astăzi, ca să zic așa. Cu ei am convenit să facem lucrul ăsta. Uh, nu pot să spun că a fost nici simplu, nici ușor, dar uh, că au trecut foarte multe lucruri peste noi, și crize financiare, și pandemii. Și... Uh, 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 cum să spun eu, au fost nu neapărat tensiuni, că noi între noi nu sunt tensiuni, noi ne respectăm foarte mult și ne ajutăm foarte mult să, ca lucrurile să funcționeze și să iasă, dar viața, cum este ea concepută, de cele mai multe ori întâlnești foarte multe obstacole. Și ca să poți să pleci mai departe, trebuie să ai nervitari și trebuie să fii foarte bine pregătit și să... Și să fiți foarte bine închegați. Voi, Despre asta este echi... Dar noi suntem o echipă foarte bine închegată, suntem o familie, ne-am format ca o familie, Pătrecem foarte mult timp împreună. Și ce să vă zic, noi de fiecare dată prestăm cu mare plăcere și cu mare bucurie. Ne place foarte mult să jucăm. Am fost doi ani de zile la mare, am avut spectacole la mare. Înainte de pandemie am jucat foarte mult. Am, am, cunoscut foarte mulți oameni din, din țară, că au venit la mare, vin în toată țara acolo. Și ne-a plăcut foarte mult experiența asta, ca să zic așa. Și ce să vă mai zic? O să vă mai zic? Am eu, zine, am spus eu tot. O, o întrebare, domnule Toma. Dau și pinul și gata, plec. <laughs> pentru că în momentul în care spui Cristi Toma, automat gândul tău zboară la actorul de comedie, Cristi Toma. Și întrebarea mea către dumneavoastră ar fi, este un, un dezavantaj pentru un posibil rol într-un alt stil, faptul că ești etichetat doar ca actor de comedie? O, oh, ce bună întrebare, mi-a cam mingea la, la coș. Uh, da, să știi că nu, nu am jucat la comedie, am jucat și lucruri dramatice, chiar lacrimogene, aș putea spune. Am avut plăcerea și bucuria să fiu distribuit de o colegă de-a mea, actriță la Teatrul Municipal București, vorbind de Amalia Ciolan, care mi-a fost și colegă de grupă. A venit cu o idee și cu o propunere să montăm piesa lui Horia Lovinescu prin deșertul de a lui Horia Lovinescu, unde am jucat tatăl, din, erau trei personaje masculine, Cain, Abel, tatăl și Ana. Și eu a trebuit să joc uh, cel matur, cel greu, cel care, care crucea în spate și răstignic, ca zic așa. N-a fost simplu, n-a fost ușor și lucruri care mi-am, uh, uh, cum mi-am surprins colegii, că ei s-au așteptat să râdă la acest spectacol. Și au fost foarte surprinși și chiar Andra mi-a spus, colega din companie, că nu s-a să, să o fac să plângă. Deci se poate, v-am mai spus, comedia e făcută din suferință. Actorii de comedie suferă foarte mult ca să facă parte să râdă la vremea respectivă. Bun, pentru că zboară timpul destul de zboară? repede, exact. Luăm Gata, rapid încăm. pauza, exact pauza încăm. de publicitate de care spuneam, dar după aceea revenim înapoi în studio. Nu vă lăsăm doar cu publicitate până la final. Am revenit, dragilor alături de Cristi Toma Și vreau să vă să vorbim despre momentul în care Pentru că a spus de faptul că nu v-ați văzut făcând niciodată altceva Dar cu toate astea s-a ajuns la catedră Locul care personal mi se a. pare că dincolo de rolul vocațional Pe care îl are o astfel de profesie Trebuie să ai și un pic de har Trebuie să ai mai multe calită, să zicem așa Pentru a fi un bun pedagog Cum a venit această a, propunere? Ce întrebare grea pentru mine acum nu, Ce faceți dumneavoastră acum? Mă răspoliți? da, am cochetat cu zona asta 19 ani am fost la catedră alături de niște coloși am amintit aici de doamna profesoră Margareta Pogonat Lucia Mureșan Vlad Rădescu Costadin Codrescu, doamna Sanda Manu niște grei ai teatrului românesc și filmului românesc la care am învățat foarte multe lucruri și am avut onoarea să fiu cu dâns și la Catedră și am avut foarte multe experiențe pentru că Vocația asta de profesor, e foarte mult spus profesor, sau pompos spus profesor, pentru că aici te, practic ești un trainer. Pentru că tu, ca profesionist, este destul de complicat, dacă nu ai o metodă bine pusă la punct, să îndrumi pe cineva care dorește să învețe acest traseu al actorului. Și trebuie să-l inițiezi și pe el, în sensul ăsta. Pot să spun că... Într-adevăr, și aici am fost aruncat tot în cușca cu lei, pentru că și în fața studenților tot un fel de junglă te ești, nu ești în alt fel, pentru că dacă te simt studenții descoperi că nu știi temele și nu ți-ai cu temele cum trebuie și nu știi ce ai de comunicat, îi te amendează. Te amendează prin lipsa de încredere și de a funcționa cu tine să meargă mai departe. Și te reneagă, te refuză și atunci ai pierdut. Dar. N-am spus că mi-am dorit dintotdeauna să fiu profesor. A fost o chestie, am cochetat cu zona asta, am zis, de ce nu, hai să încerc. Și nu-mi pare rău, pentru că așa am cunoscut și pe colegii mei din compania, cred că acum suntem colegi, atunci erau studenți, eu le profesor și ei au venit alături de mine să construim lucrurile astea. Din păcate au urmat doar ei doi, care au fost cei mai serioși și cei mai. care au pus bazele și au, au avut încredere în mine. Ulterior s-a coagulat și Andrei Ilea Stoicescu. Andra Andrei Stăcescu a fost absolventa a domnului Doruana, celebrului actor Doruana, pe care am cunoscut-o printr-o întâmplare pe colega noastră, Montam ale la în, în apărătorii patriei și căutam o actriță să joace rolul miței din piesa cu pricina. Am avut două colegi care am încercat, ulterior s-au complicat programele noastre și n-am putut să colaborăm au trebuit să renunțe la acest proiect și am rămas puțin descoperit. Iar ea a fost recomandată de o altă colegă, Ana Călin, care și-a joacă în acest proiect, Didina Mazu. Ea atunci, Ana Călin, era la, la TV, pot să spun postul? Sau la da, DigiTV prezenta vremea acolo și își dorea să joace și teatru în continuare. A venit să joace aici și a auzit că căutăm, e cu vacant pentru Mița Vaston, a zis, am o colegă și-a recomandat-o pe Andra Iulia Stoicescu. Când am cunoscut-o, nu mai aveam timp la dispoziție prea mult, eram foarte uh, strâns uh, cu timpul și atunci am zis uh, ia textul mână și să vedem ce poți, ce știi și vedem despre ce este vorba, dacă corespunzi tu cu... Și se pare că a corespuns că sunt 10 ani de colaborare cu Andra Iulia Stoicescu, unde avem uh, foarte multe producții împreună, și spectacole, și proiecte, și... Uh, roluri bine făcute și interpretează, uh, repet, de la desene animate până la spectacole de copii, adulți, uh, comedii, drame și așa mai departe. Deci putem uh, să spunem despre ea că a fost uh, elevul preferat? Sau despre cine am putea să spunem că a fost elevul preferat uh, al lui Christy Tom? Nu, elevii sunt mai mulți le preferați, pentru că eu prefer pe toți. Eu n-am -am pentru unul mai mult sau pentru unul mai puțin sau așa mai departe. Eu îi îndrăgesc și îi respect pe toți în mod egal. Pentru că toți sunt ai mei, sunt formați de mine și normal să mă mândresc cu ei. Ei știu foarte bine lucrul ăsta, că îi iubesc foarte mult, dincolo de respectul pe care este reciproc și al lor către mine și invers. Noi suntem prieteni, Răspund. spun, repet, suntem într-o familie, într-o echipă bine moderată și bine construită. Și așa am putut să funcționăm. Dacă fără respect, n-am putut să funcționăm, să știți? Le-am spus, dacă încercăm cu orgolii, eu știu mai multe, începem să ne jignim, începem să ne dăm la joale, să zic așa, cum se întâmplă la, să ne punem placaje în sport, odată. să asociem lucrurile puțin în zona asta sportivă, nu o să funcționăm prea mult timp. Și o să divorțăm și atunci cine pierde? Tot noi pierdem. Și am lăsat orgolile la garderobă și ne-am apucat crâncen de treabă. Repet, n-a fost ușor, să știți, n-a fost uh, puțin lucru, am strâns din dinți cu toții. Uh, s-a simțit criza financiară și la noi s-a simțit lipsa de joc și am căutat să găsim resurse, în primul rând, emoționale, ca să putem să depășim lucrurile astea. Și dacă noi am fost încrezători, se pare că și Dumnezeu a fost uh, cu noi și atunci ne-a deschis niște uși și niște ferestre, să putem să fim până în ziua de astăzi. care Caranfil v-a distribuit în două producții extraordinare, Filantropica și restul e Tăcere. Da. Două filme în care ați avut șansa să jucați lângă doi mari actori, mă refer la Gigi Dinică și la Așa Mircea Diaconu. Da. Cum era pentru noastră un actor tânăr să jucați lângă doi monștri sachei cinematografi? Uh, rolurile pe care le-am interpretat în aceste două producții nu au fost uh, roluri mari, au fost uh, roluri secundare, dar importante în apariția uh, filmelor. Sigur că ești copleșit, mai ales când Mircea Diaconul a avut și profesor la film în facultate. Te întâlnești cu profesor tău în platou, este o onoare să ai șansa asta. Iar cu maestru din când ne-am întâlnit și la alte filmări, la Pro TV, în, în arestarea domiciliului și în, la serviciu, două producții importante, două sitcomuri uh, scrise la vremea respectivă și regizate și de Răzvan Săvescu, colegul nostru Răzvan Săvescu actor și regizor și scenarist, un, un, prieten deosebit, Răzvan Săbescu, care a avut curajul să mă distribuie în producțiile lui și căruia îi mulțumesc pe această cale, pentru că el are o contribuție imensă pentru chestia asta, pentru că m-a introdus în lumea asta a filmului și a sitcomului și este singurul care a avut încredere și adică dacă am o, o, o nu, să zic așa, o obligație morală să mulțumesc cuiva, el este singurul în zona asta, Răzvan Săvescu, prietenul meu. Mulțumesc, Răzvan! Da, da, pentru că vreau să continui, pentru că eu în vremea respectivă construiam o casă la Corbeanca, eram construia toată lumea și am primit un telefon de la el. Ce faci, Tomiță? Eu eram Tomiță. Ce să vă răzvane? Sunt cu băieții pe șantier, construiesc. Unde construiesc? La Corbeanca. A, ah, ce chestie? Că și eu construiesc la Pipera. Uh, ai puțin timp liber, bă, zic, nu prea, da, hă, ce, despre ce este vorba? Uite, vreau să te un uh, rol. În timp ce le-am cu el la telefon, trecea și, și băieții. Zic, nu acolo băieții, îmi pare mm. cealaltă cu scândură da. zic, zic, că te ascult, așa. Uh, ce rol? Despre ce este vorba? Mă, uite, am un rol, uh, zic că te-am prezentat lui Adrian Sârbu și a plăcut, zice, Dar trebuie să dai proba, că așa este procedura aici, trebuie să te vadă pe filmare. Când să vin? Mâine dimineață. Mâine trebuie să te, eu trebuie să te, trebuie să te la casă. Zic, mâine dimineață? Da. Nu putem să o amânăm? Păi avem cum să o amânăm, pentru că... Păi, vreau să facem în mie. Eu am 26 de oameni de făcut. Zic, cum s-a întâmplat treaba asta? Tocmai cu eu fac casa, tu mă suni să, să mă distribui în film. Da, că vin. Ține mult? Nu ține mult. Două ore. Oh. Bine, hai că vin. M-am dus, am dat proba și am fuga să-mi construiesc, să-mi turn fundația, ca zic așa. Și am și un ProTV, ca să zic, cu fundația turnată și cu rolul făcut. și a fost un real succes? Și a fost un real succes. Ai fost surprins când ai aflat rezultatul? Că te-au coptat? Sau te da, pentru că lucrurile astea vin atunci când te aștepți cel mai puțin. Întotdeauna lumea artistică cu lumea fotbalului sunt cam asociați, să știți că în fotbal toată lumea alergă după o minge. Aici actorii alergă într-un singur spectacol la noi, noi schimbăm uh, mingea cu vorbele. Primăm vorbele de la unul la altul. Dar trebuie să le primăm de așa manieră, să le pasăm așa de bine, încât trebuie să ne sprijinim pe colegul nostru, ca să-i să, îi dăm, să îi servim bine, ca și la rândul lui să o servească mai departe cu cui trebuie să ajungă și la public. Deci, în cazul de față, uh, cum să zic, uh, dacă nu iubești ceea ce faci, nu are cum să-ți în 1986 este regulat, s-a dus la Gigi Dinică și a propus să joace moromeții. Da. Și Gigi Dinică spune, nu vreau să-l joc pentru că mi-e frică să nu-l stric. Vi s-a întâmplat vreodată să vi se vă ofere un rol și să stați pe gânduri de teama aceasta de a nu-l strica? Nu am avut ocazia asta. Presupun că, bine, maestru Gigi Nică a dat seama că la cât jucat la vremea respectivă și a dat seama. Uite, vezi, asta e o chestie de, de mare echilibru artistic. Să știi să, să poți să-și refuzi dacă vreți că nu te consider că nu faci, nu te simți în rolul respectiv, să ai curajul să-ți asumi să spui că nu poți să faci Credeți că l-ar fi stricat Gigi Tinică Nu l-ar fi stricat, dar dacă el nu s-a simțit, nu s-a văzut în pielea acestui personaj, a spus, a preferat să spună nu decât să, să zică da și să încurce o întreagă echipă. E, e, lucru mare, lucru mare. Se spune că în politică și în, în actorie nu prea se fac dori. Adică nu te las pe tine să ajungi un loc locul meu, pentru că s-ar putea ca tu să ajungi mare vedetă mâine pe mine și o să mm. Să rămân un anonim tot pentru acest refuz. Tocmai din cauza acestui refuz, știi? A fost jucat de Victor Benciu, care l-a jucat bine făcut, fabulos. Și bine făcut, pentru că maestrul Victor Benciu, care a o văzut considerabilă și l-a și pe domnia sa pe această cale, am avut șansa să-l am rector în, în perioada când eu eram student la facultate. <coughs> și știu că, adică cunoaștem cu toții că el este orășan. S-a născut la oraș, în București, este jet-by-jet jet orășan. Nu avea nicio oră petrecută, nu avea rude la țară, nu avea experiență. experiență să știe cum trăiește țăranul român la țară, cum și consumă el viața. Dar a făcut o analiză atât de amănunțită, e atât de uh, credibilă în acest personaj, eu cred că am văzut filmul ăsta de vreo 10 ori. Și dacă le mai văd în continuare, într mă plițiu de el, pentru că este o cap -ă, absolut o capăt-operă, să știți. Și pentru că am ajuns cumva la acest subiect, și cred că poate pentru mulți actori e unul sensibil. Între film și teatru, dacă ar fi să aleagă acum Cristi Toma, ce ar alege? Se poate pune o greutate în plus la balanță către una dintre ele? sau? Sunt lucruri diferite aici. Este adevărat că filmul te promovează. Nu contează ce joci într-un film. Filmul promovează foarte mult artistul, actorul, interpret. La teatru, actorul, interpret, se poate vedea în esența lui, în valoarea lui maximă, în potențialul lui artistic, cât poate el să-și asume niște condiții. Sigur că hrana spirituală a unui actor este la teatru. În film, tragi mai multe duble, spuneam mai devreme, poți să rei, să refaci, să-ți iasă dubla cum vrei tu. La teatru, dacă ai de o replică greșit, să faci o mișcare greșită sau să să nu ai o stare bună, să se asumi o situație, să duci până la bun sfârșit, aia e, să o asumi. Nu mai poți să dai înapoi, nu poți să oprești piesa, să, să ceri scuze față de spectatorii. Haideți să reluăm puțin secvența asta, că nu mai și mie. Și m-am încurcat, eu am avut niște bâlbe aici. Și dacă sunteți drăguți, să reluăm luăm încă o dată. Gongul, vă rog frumos, ai să stingeți lumină, tați cortina și o luăm la capăt. Aplauze, mulțumesc frumos, haideți încă o Nu merge. La film ai această posibilitate să rei, să refaci dubla cea mai bună, o selectezi și o pui la montaj. La teatru riscurile sunt mult mai mari, emoția e mult mai mare și de asta zic, și, și bucurie e la fel de mare dacă, ți ies. dacă vezi că publicul rezonează cu tine, te aplaudă, te aclamă și te ovaționează, atunci dai seama că pleci liniștit acasă. Știi, s-a să uiți vreo replică? O, oh, se întâmplă. Și, să acum Se întâmplă cum să nu ești om. Uh, N-ai cum să nu... Eu vezi că toată lumea întreabă, uh, sunt interesați și curioși cum reușesc actorii să rețină atât de mult text. Munca cea mai grea a unui actor nu este să rețină textul. Asta e cea mai simplă, cea mai ușoară din partea de producție a unui actor pentru elaborarea unui rol sau unui personaj. Uh, adevărata muncă începe după ce ai învățat textul, cum îți asumi situația, cum îți asumi relațiile cu celelalte personaje și cum reușești să gestionezi toate lucrurile astea ca de fiecare dată să fii acolo unde trebuie. Acolo e munca cea mai grea. Nu că înveți textul și îl reții. Asta să Dumnezeu. Și un copil de clasa de să reține o poezie și așa mai departe. O spune. Dar referitura ce m-ați întrebat, dacă se întâmplă să uiți, se întâmplă. Se întâmplă, de, uh, și aici se întâmplă și din foarte multă uh, știință. Uh -huh. Când ești foarte sigur pe tine, teatrul este răzbunător. Ți-o dă înapoi. Te pedepsește. Tu ești foarte sigur pe tine, sigur ai că în seara asta o facem. Nu vi să repeți, nu repeți nici în, în, la cabină, nici în scenă, singur, nici cu colegii, uh, crezând că tu vrei să-ți păstrezi energiile, să fii uh, original și proaspăt. Uh o chestiune destul de greșită, pentru că dacă nu vii să te antrenezi până în ultima secundă când bate gongul și se trage cortina să te întâmpini în publicul cum trebuie, se creează un mare gol între tine și public și un blank. Cu ce încep acum să zic? Deci, ai impresia că se spală efectiv memoria. Nu știu ce se întâmplă cu, cu, cu memoria noastră, dar din cauza tracului, din cauza emoțiilor, din cauza... Și energiei energie. sălii, probabil, care, se, că de la un moment dat te deconectezi de lucruri. Bine, astea. nu uiți tot. Dar da, uite început. Ai, da, e, să, de <gântuși> multe mai trebuie să spun ceva aici. Exact. Nu mai aveam ceva eu. E ca la examen. Când e ca la examen, așa este și colegii sunt atât disperați. Că nu dai, nu dai textul și este ce? Bă, improvizează? Ce, ce faci acum? Sigur că poți să improvizezi, dar nu mult. Că dacă improvizezi foarte mult, în încurci. încurci. Dar se poate întâmpla să folosiți o replică dintr-o altă piesă? Adică Trecerea aceasta când ai 4-5 spectacole într o săptămână sau la două săptămâni. Cum se face în mintea unui actor? Uf. Pentru că Ștefan Mihăilescu Brăila, unul dintre mari actori români, a da. suferit din plicinea aceasta, s-a trezit într o zi, coraborați cu ceva probleme medicale că nu mai știa absolut nimic și a trebuit să învețe da. de la capăt da. să fie actor. Din Chiar din păcate, așa este, a ți amintit aici de o cum să zic o chestie extrem de complicată care s-a întâmplat cu acest mare actor al nostru, nedreaptă ca să zic așa, dar uite că viața este surprinzătoare, se întâmplă și la case mari. Am rămas cu toții surprinși la vremea respectivă de ce i s-a întâmplat. Înțeles că a avut un accident, o problemă de asta și-a pierdut memoria, după care ar trebui să, a trebuit să învețe din nou să vorbească, să. să se poate ajunge a, la un burn din ăsta? pe fondul se... acesta de presiune, de replici, sute de... Se poate ajunge, dar nu, nu mult. Adică folosiți o replică, două, că până la urmă lumea nu știe cum ai asociat lucrurile, ce gândiți să faci acolo. Dar e important, e ca ceilalți din jurul tău să înțeleagă că a fost doar o improvizație de moment, că altfel îi induci în eroare uh, uh, echipa. Că și fotbalul se joacă în echipă și teatrul tot în echipă să faci. Dacă nu formezi o echipă cu ceilalți și vrei să te rupi din context, cum se rup unii din fotbal, iau mingea la picior, nu dau pase și dau și pe lângă poartă, atunci toată echipa se supără Arată pe tine. Spărit. Adică dacă tu tragi la public, cum se spune la noi la, în meserie, vrei tu să iei aplauze și să fii tu vioara întâi. Uh, nu se poate. Tu ca să fii bun, trebuie să fii, și ceilalți de lângă tine buni. n cum să fii tu doar tu bun și să se iasă doar ție. n cum. Este ilogic treaba asta să crezi. Dar asta se întâmplă se întâmplă, încă, încă, se mai întâmplă în teatru românesc, pentru că sunt foarte mulți colegi actori orgolioși, doritori de succes, și nu-și dau seama că își sapă groapa în singuri. Trebuie să fii generos în meseria asta. Dacă nu ești generos, nu poți să nu, ai cum să primești. Și oricum lumea se îndepărtează de tine automat. Tu poți să fii foarte bun atunci când ai tu replici la tine. Când ai tu mingea la picior, poți să o dinuiesc cum vrei tu. Pasează când te să o pasezi. Nu aștepta până la nesfârșit, pentru că îți va fi luată mingea. Știi? Cam așa e și. Hai, mai minge poartă. poate. Cam asta e. Așa e și aici. Comios. la teatru la fel este. Există. <laughs> nu știu cum aș putea să-i spun. Poate e un concept nescris al jertfei actorului, și anume faptul că indiferent de ce se întâmplă în viața ta de zi, de zi cu zi. A. A. Trebuie să fii acolo, pentru că oamenii te așteaptă și oamenii te văd. A existat, spre exemplu, o, o situație, să-i spunem, poate ca de jertfă Supremă. Mă gândesc la domnul Călinescu, care la, jumătate, la pauza spectacolului de la teatrul de Comedie a aflat despre da. băiatul lui un lucru extrem de tragic. Și după aceea a urcat din nou pe scenă și a spus: Oamenii din, din sală, oamenilor nu le pasă de ce mi s-a întâmplat mie. Deși era o situație cât se poate de. A putea fi înțeleasă de absolut oricine și lumea ar fi revenit. Care e limita, să spunem așa, dintre a te dedica 100% meseriei și a avea și un pic de. N-aș vrea să-i spun de ce, însă nu e neapărat cuvântul potrivit. Da, limita. e. Uh, deci, ce mi a spus dumneavoastră acum, în ce m-ați dus? Este extrem de delicată situația asta, într-adevăr. Și Că vorbim de pasiune. Și, și, artistul este și el om, are și el familie, are și el probleme, greutăți, necazuri. Și se pot întâmpla în orice moment astfel de lucruri. Dar, într-adevăr, este o meserie, uh, cum să zic, nu neapărat barbară, dar uh, trebuie să ai și sânge rece să faci chestia asta, să mergi mai departe, pentru că, într-adevăr, dacă ai o sală de 500 de oameni, n ai cum să te scuzi și să te duci, să te retragi în cui tău și să nu vii la spectacol. Vii, ții spectacolul cât poți tu de bine, după care te duci și suferi alături de familie, de cine trebuie să-ți lingi ca să zicem așa. N-ai încotro, este o meserie care ți a asumat. Bănuiesc că mai sunt și astfel de meserii, cum și în medicină. Se întâmplă și în multe alte profesii care nu ai de ales, trebuie, da. trebuie să fii la datorie. Trebuie să fii cu zâmbetul pe buze și să mergi mai departe. Sunt meserii vocaționale care uh, folosesc lucrurile astea. Astea sunt armele și ustensilele artistului. Uh, sigur că publicul nu te înțelege. Și publicul s-a învoit de la serviciu, sau și-a luat liber, s-a îmbrăcat frumos și a luat un bilet în timp, a venit să te vadă pe tine și spectacolul tău și tu n-ai ce să-i oferi. Asta e viața. Viața e cum e. ne surprinde pe toți. Și dacă ne surprinde, trebuie să fim și noi pregătiți să, fim, să găsim și soluții, să funcționăm. <laughs> și în contextul acesta se poate numi că are o latură de profesie singuratică? Are, da, într-adevăr. Artistul este singur. Știm cu toții treaba asta. Artiștii după ce. Uh, cum să zic. Uh, se uh, termină actul se, artistic. se dedică actului artistic, se duc acasă, să trag cu lor și își fac așa un rezumat al zilei. Uh, unde a funcționat bine, unde a dat rateuri și așa mai departe. Și e, e, intervine și autocritica. Și, de adevăr, suferi pentru treaba asta. Nu te înțelege nimeni că tu uh, ești în suferință, că nu-ți ai știut anumite lucruri. Că și soția, și amanta, și mama, și tata, și toți zic, bă, hai mă lasă data viitoare să se mai bine. Da, mă, dar am ratat campionatul. Peste patru ani mai jucăm. Înțelegi? Da, mă, dar a fost o sală de 1000 de oameni. M-au văzut 1000 de oameni că eu am ratat uh, lucrul ăsta. Nu e ușor. Nu e simplu, dar trebuie să ai puterea să treci mai departe, că altfel, altfel scrie număr nouă pe tine. Există vreun rol în vreo piesă de teatru la care ați visat și nu ați putut să-l atingeți, să jucați? Nu, eu -am, nu sunt uh, vânător de roluri. N-am fost niciodată vânător de roluri, am jucat tot ce mi s-a dat. Și simple, și ușoare, și complexe, și complicate, și de dramă, și de comedie. și de, Indiferent ce a fost, cum a fost, indiferent că le-am simțit uh, uh, ca aproape de mine sau nu, eu mi-am asumat uh, situațiile, condițiile și am încercat să fac cât am putut de mine. Uh, sigur că sunt și colegi sau actori care își doresc să joace Hamlet, să joace Desdemona, să joace Julieta, să joace Otelo, Abarna, nu știu ce, fiecare ce își dorește. Uh, nu am avut, de ce să zic, uh, să mint acum că m-am uh, vrut să joc uh, nu știu ce personaj și n-am putut. Nu, eu joc orice, n-am niciun fel de problemă. Nu asta, uh, nu m-a interesat chestia asta dacă m-ar fi interesat, probabil că aș fi suferit foarte mult. Să știți că un actor care își dorește un ceva, nu e ca o jucărie a unui copil care își o dorește să o aibă și nu are. Și atunci toată copilăria lui rămâne marcat cu treaba asta. Și așa și actorul rămâne o carieră întreagă. Bă, eu trebuia să joc Romeo când eram tânăr și n-am jucat. Dacă am ceva care n-am jucat. Cum sunt și sportivi care și-au dorit să joace nu știu la ce echipă sau să prindă nu știu ce campionat și n-au prins. Să joace nu știu ce cupă, nu? Corect. Dăm un exemplu. Că să asociem lucrurile, că suntem la o misiune de sport. Să nu uităm. Mai să fac nu uităm. O... Da, Te <laughs> rog, dacă și totuși sport ai făcut, că ai nevoie și de condiție fizică. Am făcut doctor. sport, am făcut sport, uh, am făcut culturism, când eram mai tânăr, că deam am și spatele ăsta, se vede așa. Cum uh, mm -hmm. Durescu, de care vorbeam mai devreme, am făcut box, da, și cu Dan Spătaru a fost, uh, <laughs> am făcut box la vremea respectivă. Bănuiesc că de, antrenament, de de întreținere, menținere. da, nu neapărat că trebuia să fie și au sau Smart 2, că nu despre asta discutăm. Dar am cuchetat uh, uh, foarte mult cu chestia asta, cu. Uh, spuneam, uh, ziceți că am și uitat. Cum vine vorba, dacă e. Vine vorba la Bineînțeles da. cu greutățile. Greutățile? Da. Și uh, greutăți care le-am luat mai departe în viață. În teat, în viață. Că dacă nu, uh, tot timpul când la filmări, toți nu, nu găsesc numărul la haină. Și ce ce? Și tu ești așa okay, dar la spate aici te strânge. Bă. Dar ce, ce ai lucrat în viața ta? De... Zic, bă, am făcut turism. Bă, bă, se vede, frate, că e spătos. E așa și eu. Am jucat și fotbal când eram pe Maidan, ca toată lumea, dar n-am... Nu m-am dus să fac performanță în zona asta. Că tot vorbeați de comparația aceasta fotbal-teatru și în fotbal spunem că jucătorii tehnici se nasc, nu se antrenează. Comedianții, domnul Toma, se nasc cu harul acesta de a-i face pe ceilalți să râdă sau poți să fii mai sobru și să te transformi într-un mare actor de comedie? Categoric, da. Harul de la Dumnezeu ți-l dă. dă, dar trebuie să te descoperi și tu sau te descoperi și alții. Că ar putea că tu să ai har, să nu știi, dar un ochi de profesionist care vede în tine lucrul ăsta poate să te sprijine, să te încurajeze și să-ți deschidă niște drumuri ca să poți să te dezvolți. Deci comedia e ceva aparte. Nu se antrenează, te naști da. un pic ba da. de ea. Comedia. Sigur, trebuie să ai date de comedie. Actorii de comedie, cum spunea și maestrul meu, Cojar, Ion Cojar, la vremea respectivă, uh, drama o facem cu toți. Plânge unul, plângem cu toți. La comedie, comedie e mult mai amplă, mai complexă. Comedia se construiește, se confecționează, se construiește. Este matematică, comedia. La comedie n-ai voie să greșești, dacă vrei să fii comic. Uh, să ne amintim puțin de filmele lui Charlie Chaplin, cât de bine studia uh, psihologia umană și își, uh, uh, cum cum spun eu, compunea foarte bine momentele, situațiile, ca ele să fie bine înțelese. Ca să storci comedie din ce făcea, din lucruri dramatice, că el, el era un personaj chinuit acolo, nu era un personaj și nu era nimic de râs. Ce vedem? Un tip scund, cu părărie, cu mustăcioară, cu un baston, care îl împărtește pe mână și ai să râde. Nu era nimic de râs. Aluneca pe o coajă de banană, cădea în sus, Imediat începeam să râdem. În momentul când el ieșea tot timpul din situațiile astea complicate, publicul -amuza. Îi se amuza. Își dădea seama că el reușea de fiecare dată să cadă în picioare, ca pisica, că zic așa. De-aia zic că diferența între dramă și comedie există și actorii care joacă comedie trebuie să fie actori cu date. Și de să aibă o, o meclă bine construită, să fie într-un fel anume făcută, că altfel nu ești, nu ești cazos. Mai bine. am o curiozitate de la un mare actor de comedie. Din punctul meu de vedere, stand-up-ul este comedie? Da. categoric. da. Stand-up-ul e comedie. Sunt zone și zone. Sunt, e, e un umor de nișe, evident, categoric. Actorii care joacă roluri de comedie la teatru sunt actori de teatru care joacă la teatru. Actorii de revistă sunt actori de revistă care tot pe bază de artă, actorului se bazează și acea uh, uh, lucrare. Iar stand up categoric, nu e nu nu orice actor poate să, să, să fie să st stand, up, un spectacol de stand -up. Nu poate, nu, categoric nu. Categoric nu, cum sunt și actori de stand-up care nu poate să joace rolul în teatru. Dar sunt și actori care poate să, rar, se întâmplă să fie unul ca să fie și să fie bun și în teatru și în film și în stand-up. Mm. Uite, Micuțu e unul dintre actorii care el e actor la bază. Am întâlnit că a la clasa colegului meu, rector la facultate, acum, Liviu Lucaci. Am fost colegi de grupă, același profesor. acum Liviu Luca, ce este rector Universității de Teatru Ion Luca Caragiale, unate ATC, în esență. Și uh, acest băiat Bicuțu, care îl admir foarte mult, cu talent cu car, i-a dat Dumnezeu, s-a oprit la el și a uitat să mai plece de acolo. Uh, Care l-am văzut și în câteva roluri din film, care uh, face o treabă foarte bună. Și l-am văzut uh, și în stand-up, la fel de bun. Ce să zic? Deci se poate. Mai rar, dar se poate. Da, sau cum este și cazul lui Nelu Cortea, spre exemplu, care a fost și actor de teatru, care a fost chiar și uh, dansator de folclor și așa mai departe, și acum este uh, face stand-up sau scrie sau este scriitor de uh, diverse, mă rog, scenarii pe zona medie. Da, sigur. Adică, cumva poți să ajungi într-o într anumită poziție și uh. să te vadă lumea. Acum mi se pare că stand up e doar o chestiune care e nișată, dar facilă tuturor, ca să zicem așa. Nu e perioada acum, deci e, e un val, val. e un da. val. Lumea, uh, da, într-adevăr, uh, stand-up s-a făcut la noi în țară. Păcea uh, și uh, am Zappel, a făcut stand-up și uh, cum îl cheamă, că Doru Octavian Dumitru. Da, Doru este senzațional. Doru Octavian Dumitru este absolut genial. Dar și putea spune că atins de geniu. n cum. Eu l-am văzut la mare, într-un show, doar el cu un microfon în mână, nu s-a agitat, nu țipa, nu urla, nu striga, vorbea absolut normal, firesc, o, o, amfiteatru plin cu o mie de oameni, sub scaune toți. N-ai cum. Deci dacă ai geniu să faci chestia asta, sigur că și eu tot, 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 tot de sub scaun mă uit el, nu, nu puteam altfel. N-aveai cum, efectiv, să rezist pe scaun. Deci, e senzațional. Ca să ai... Și în, în, actorii de comedie au nevoie de o inteligență aparte. E o inteligență artistică aparte ca să construiești comedia pentru că trebuie să gândești comic, ca să poți să exprimi comic. Ori, cum spuneam mai devreme, comedia este fiind matematică, trebuie să gândești, trebuie să-ți faci calcule de așa manieră că aici este ca la copice, punct ochi, un lovit. N-ai dat bine cu bila, nu se duce unde trebuie, dă pe lângă. Și dacă nu dai poanta când trebuie, într-un timing, într-un timing record, publicul nu o prinde. Dacă o întârzii, nu o să uh, prizi un uh, necoc un de râs Să te așa o, Unul acolo <laughs> Cam așa și aici Da, așa Iată. este da. Bun, și pentru că dacă tot am amintit de timing Asta, asta a fost timingul nostru și nu pentru cred ziua acesta. de azi Îți mulțumim tare am, dar, mult nu, exact. nu am, am fost în direct Dar dar putem să mai ținem uh, discuția Până un alta Vă lăsăm cu jurnalul de știri până data viitoare Rămâneți cu Metropola TV Seara frumoasă